nějak zabunil. Mergem tam către Stupda, la Salina mai exact, pentru o sesiune de testare de echipamente de la Olympus. Mai exact, Olympus EM1-2. Să vedem ce o să iasă. We'll be right back.
apropiem de intrarea în tur, da? Momentan folosesc telefonul pentru filmare și cu ocazia asta testez și un suport de telefon pentru oglindă, dar din păcate nu o să foarte mulțumit de el. Are o îmbinare care are destul de multe jocuri, indiferent cât de tare strângi. Bine, nici n-a fost 25 de lei, ceva de genul ăsta. Și s-ar putea să-l și returnez ca să nu facă praf degeaba. Tot am zis că o să cumpăr o cameră de mașină pentru că circul foarte mult pe drumuri și sunt foarte mulți de pedei pe drumuri. Dar tot am uitat să o comand. Asta e. Va veni și vremea. Apropo, legat de asta, puteți să-mi lăsați un comentariu ce camere folosiți voi în mașină. Ne vedem puțin mai încolo. De filmatul cu telefonul și suporturi de parbriz, de oglindă, de ce-o fi, indiferent de ce stabilizare avea, cred că este destul de greu pentru cameră la ce drumuri avem. Fac foarte mult zona asta Alba Iulia Cluj și drumul ăsta, din păcate, inclusiv că mergem către Alba Iulia, inclusiv că venim la Turda sau Cluj, arată din ce în ce mai rău. Plin de gropi, și când zic gropi nu mă refer la sărit un pic asfaltul, mă refer la cratere în care chiar n-ai vrea să dai. Și atunci cred că și stabilizarea pe o cameră de filmat de mașină sau pe un GoPro să fie destul de bună ca să se facă față. Ne adunăm la hotel, bem o cafea, facem o mică ședință tehnică, după care vom pleca către Salină să vedem unde putem. Uite, aici putem intra, că altfel este linie dublu continuă și nu vrem să rămânem fără permis.
Așa că voi reveni cu detalii din Salina. O zi plăcută să aveți și nu uitați, like, share, subscribe. Ciao!